Constrânși de situație, dumneavoastră împreună cu alți colegi fermieri ați încercat așa să urgentați lucrurile, încât să puteți avea apă aici în stația asta de pompare. Haideți să le explicăm oamenilor cum a decurs toată etapa asta, pentru că e foarte important, poate se inspiră și alți fermieri. Deci, în, în disperarea noastră în care eram din luna aprilie și nu știam ne, ne găseam colegii fermieri ce facem, în ce... Asta am ajuns la, la, la concluzia haide să, să încercăm să facem tot posibil, să, să pornim stația de stația de, de, de apă 16-12 Făurechi în primă fază mi s-a părut aproape imposibil dar după luni de zile de muncă, asidu, de dimineață de la ora 7 până la ora 19, 20, 21 în care mecanizatorii noștri nu i-a mai ținut păcând că nu aveau ce să facă pe câmp din cauza calamității și pur și simplu nu erau lucrări de, de făcut. Ne-am mutat cu toți, am, am unit forțele, am curățat canalele, am făcut exact ce a fost pentru noi și încet, 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 cu, cu foarte multe impedimente am reușit să pornim stația de, de, de pompare a apei care deservește 55.000 de, de hectare canalul principal duce undeva până în, Ial în, în județul Ialomița, mai precis în comuna Ciocina. Automat, inclusiv canalele secundare care, care merg la noi unde suntem prima treaptă de, de pompare, le-am curățat, s-au făcut stăvilare, noi la, la, la rândul nostru ne-am cumpărat instalații moderne de, de, de irigat, gen pivoți, tamburi, pentru a nu ne prinde anul agricol 2020-2021, tot la fel ne, ne pregătiți cum am fost, cum am fost și până acum.